Bună ziua, dragilor! Bine ați revenit la Flori în bucătărie! Astăzi vreau să vă prezint o rețetă, o rețetă care se prepară cu burtă de vacă. Eu până acum făceam numai ciorbă de burtă cu burta, însă am descoperit o rețetă care se folosește aici în Spania foarte des în toate restaurantele. Se numește mâncare tradițională de burtă de vacă, caios. Așa că, dragii mei, o să vă rog să rămâneți lângă mine să vedem modul de preparare și ingredientele. Astăzi, pentru mâncărica noastră de burtă de văcuță, o să folosim noi 1 kg de burtă pe care am fiert-o aici, cu o lămâie, cu 2 morcovi și cu 2 cepe și cu un praf de sare. La oala sub presiune am fiert-o eu astăzi, 40 de minute. Dacă nu puneți la presiune, o fierbeți 50 de minute în oală normală. Așa că folosim 1 kg de burtă fiartă, 3 cepe, încârnat așa, dulce și o jumătate de cârnat, dar acesta este iute, 150 de grame de hamon, serrano am eu, 200 ml de sos de roșii, sosul meu de roșii făcut, dacă nu ați văzut încă rețeta, vi-o las acolo în descriere, o să folosim și ulei de măsline am eu astăzi, dar puteți folosi orice fel de ulei. 150 de grame de vin alb. O să avem nevoie și de 6-7 căței de usturoi. O linguriță de boia de ardei dulce. O lingură de făină. 20-30 de grame de chimion. Și o linguriță de sare. Dragii mei, dacă am omis ceva, nu vă speriați că găsiți în descriere ingredientele și cantitățile. O să mai folosim, dragii mei, și 2 foi de dafin și câteva crenguțe de pătrunjel. Am zis chimion, chimen. Ne apucăm de treabă, dragii mei. Am pus burta puțin la scurs, așa după cum vedeți, și o să o tăiem. De data aceasta, nu fideluță, nu fâșii, și mai mare, așa mai grosuță, mai pătrățoasă. Cam așa. Vedeți? Cam așa, dragii mei. Așa continuăm cu toată burta. Am terminat, dragilor, de tăiat burta. O să ne ocupăm în continuare de rețetă. Dragilor, o să luăm o cratiță și o să punem ulei și o să mergem cu el pe foc. În continuare, noi o să ne ocupăm, cum am spus, o să punem un grăunte de usturoi, chiar 2 grăunți. Tocați așa mărunt. Punem acolo la călit și continuăm cu ceapa, pe care o tăiem tot la fel de mărunt. O punem și pe ea la călit, cu sarea, și o călim 10-15 minute la foc mediu, până se moaie ea bine de tot.
Dragii mei, între timp ce se călește ceapa noastră, aici la foc mediu, ne ocupăm de cârnați. Și o să-i tăiem așa, feliuțe. Procedăm la fel și cu hamonul, dragii mei. Îl tăiem și pe el. Așa cum vedeți la mine. În lung și în lat. Avem totul tăiat. Ceapa călită. Acum punem peste ceapă cârnații și hamon. Și mai călim 2-3 minute. După cum vedeți, dragii mei, am călit aici bine hamonul și chorizo, cârnații. Acum punem făina. O făcălim și pe ea un minut. Dragii mei, acum adăugăm boiaua de ardei, dulce, cum v-am spus, pentru că avem cârnat iute și nu vrem să facem aici, că nu putem să mâncăm. Așa, punem și 20-30 de granule, cum v-am zis, de chimeni. Amestecăm foile de dafin. Vinul. Și după 2 minute adăugăm și sosul de roșii. Amestecăm. Și acum, dragii mei, punem și burta. Ce bine arată și ce bine a fiert. Ia uitați-vă. Amestecăm bine. Iar acum, dragii mei, luăm cu un polonic și punem două polonice de zeama în care a fiert burta. De văcuță. Haideți, chiar trei. Și lăsăm să fiarbă la foc mediu 20 de minute, dragilor. Între timp ce fierbe aici în cărica noastră, ne ocupăm de ultima parte a rețetei și anume o să frecăm 2 căței de usturoi cu puțină sare mare și cu pătrunjel verde. O nebunie, dragii mei. Și pisăm până obținem așa ca o pastă. Dragilor, au trecut cele 20 de minute. Acum nu ne rămâne decât să adăugăm pătrunjelul frecat cu usturoiul și mai fierbem
2-3 minute și numai bună de servit mâncărica noastră. Miroase aici? Madre mea! Mama mea! Dragii mei, am ajuns și la finalul rețetei de astăzi. Ia uitați cum arată, cum prezintă, super, super. Callos, mâncare spaniolă. În limba noastră, mâncărică de burtă, de vacă cu cârnați și băcuță, na, să sune mai frumos, și hamon, un deliciu spaniol și, de ce nu, acum și românesc. Nu, mami? Uh-huh. Arată și miroase și este, vai de mine, un deliciu. Dragii mei, sper să vă fie de folos rețeta, să vă bucurați de ea. Și am mai descoperit, cu burtica de văcuță mai putem să preparăm și alte feluri de mâncare. Eu făceam numai ciorbică, așa că pentru mine este foarte binevenită această rețetă. Până la următoarea, dragilor, vă urez numai bine și multă sănătate. Și să aveți poftă, bineînțeles, și să-mi spuneți în mesajele voastre ce părere ați avut de preparatul acesta. Foarte, foarte interesant. La revedere!